inspector auto de stat din Raionul Șoldănești a fost implicat într-un accident rutier. Incidentul a avut loc chiar în preajma inspectoratului de poliție. Marturii spun că polițistul se deplasa cu viteză excesivă și ar fi lovit frontal un automobil la volanul căruia se afla o femeie. Ambii conducători auto insistă că se deplasau regulamentar. Cazul a fost documentat de serviciul rutier din Șoldănești. La fața locului a fost și o echipă a patrulei de rezina. Potrivit informațiilor oferite de către marturii oculari, omul lege era la volanul automobilului propriu, de model Opel Astra. Acesta s-ar fi deplasat la deal cu viteză excesivă. În același timp, pe cealaltă bandă venea un fort tranzit. Din imaginile oferite de martori se observă că Opelul Astra a fost proiectat într-o clădire, amplasată la cel puțin 10 metri de la locul impactului. La inspectoratul raional de poliție a fost fost informați că polițistul nu poartă nicio vină. Colegii lui insistă că acesta s-ar fi deplasat conform regulilor de circulație. De cu totul altă părere este șoferița implicată în accident. Chiar dacă a refuzat să vorbească în fața camerei de luat vederi, aceasta spune că polițistul este de vină. Din cauza loviturii puternice, mașina femeii necesită reparație costisitoare.